O simplă simulare s-a transformat într-o bătaie reală la Baia Mare. Autoritățile au decis să testeze toate forțele în cazul prăbușirii unui avion și au tocmit și câțiva studenți pe post de jurnaliști. Singurii care au fost lăsați pe din afară au fost agenții de pază a aeroportului. Dar s-au băgat singuri în seamă. Până să afle că totul era doar un exercițiu, paznicii i-au amenințat cu armele pe studenți, iar o fată a fost chiar agresată. S-a zis să vrem să facem acțiune, s-a spus că chiar să sărim pragurile ca să ajungem la fața locului. Așa ca jurnalist adevărat, nu? Da, bineînțeles. Dar totul era o simulare. Nu se prăbușise niciun avion, iar jurnaliștii erau doar studenți. Un scenariu necunoscut agenților de pază ai aeroportului. Poliția își face treaba. Puțin înainte de ora 9, grupul de studenți era înconjurat de paza aeroportului. Scoate pistolul și duce după ei. Deși nu am vrut să sărim, dar am vrut să plecăm, pur și simplu, de lângă aeroport. Nu ne-a lăsat, ne-au încercuit acolo, până la urmă am reușit să plecăm, dar a venit poliția după noi. Iar lucrurile au luat amploare. Era pe partea dreaptă, eu eram pe partea stângă, am timp pe ambulanțele, am intrat pe partea stângă, alergând, iar partea dreaptă din ambulanță și m-a luat așa de mijloc și m-a dat de trișul de acolo. Atât studenta, cât și agentul de securitate și-au intrat foarte bine în rol, prea bine, probabil. Deci, realismul a fost dus un pic prea departe. Acum, noi, ca aeroport, trebuie să ducem de scuze. Pentru tânăra studentă, însă, realismul simulării a lăsat urme. A avut chiar nevoie de îngrijiri medicale. Ne spui și nouă ce s-a întâmplat, punctul tău de vedere. Exercițiul de astăzi de la aeroportul internațional Baia Mare a simulat prăbușirea unui avion care avea la bord 23 de oameni de afaceri din Statele Unite ale Americii. Păcat, a fost o bătaie de joc.